Salut tuturor și bun v-am regăsit la un nou episod. Știu că ne-am mai postat de mult, dar ne-am întors în forță, deoarece vom face primul vlog. Ați înțeles, primul vlog. E un vlog care noi vom merge la shopping. Mai degrabă vom cumpăra orice, dar de 100 de lei, da? Deci eu voi merge pe acolo, pe rafturi și voi cumpăra de 100 de lei. Acum eu o să încheie acest cadru și ne întoarcem când o să ajungem la magazin. Ne-am întors aici în mașină. Am ajuns la destinație, iar aici avem banii, cei 100 de lei pe care astăzi îi vom avea de cheltuială. Așa că să nu o lungim și să mergem înăuntru. Această carte, ia uitați-o cât de drăguță e cu această prințesă. Ok, o voi cumpăra și ne întoarcem imediat cu următoarea achiziție, ok? Da. Am terminat de făcut micile cumpărături și acum o să vă prezint tot și le vom despacheta aici în mașină, deoarece ele ne până acasă. Așa că hai! În primul rând am cumpărat, aici avem cartea. Doamna de acolo ne-a împachetat așa foarte drăguț în această punguliță și ne-am cumpărat cronicile Roseul, ceva de genul. Și este e prințesă cu adevărat. Într-un videoclip vă voi prezenta și primul număr, acesta este al doilea, pe roz, primul e pe albastru, e tot foarte drăguț. Și în această carte este vorba despre următorul și hai că mai bine o să vă explic atunci în filmuleț mai mult. Hai să o desfacem. Avem aici? No, nu știu. Mamă, ce bine e împachetată, doamne! Ok, nu, se pare că nu vrea să fie despachetată. Cred că o să o despachetăm în videoclip sau o să despachetez eu. Acasă voi citi și apoi o să vi le prezint pentru că așa o să fie mai interesant. Ok, și avem și acest semn de carte, care l-am primit în pungă. Ok, nici nu știam că e acolo. Și avem de la Sinsei, de aici am cumpărat 4 obiecte. Avem acest super drăguț și cute drăguț stilou sau pix. Ia uitați, e super super foarte fain la atingere. Și are acest dăstare. Și acesta este pixul. Și ia uitați cât de bine vine împachetat. Aici este, are tot o protecție. Foarte, foarte interesant. E, scrie cu albastru sau cu negru, nu știu. Cred că cu negru. Oricum, e foarte fain și mie să-mi plac. Eu o să-l folosesc foarte mult. Uitați cât de cât. Hai să punem aici. Super, super ambalaj. Și avem și un selfie stick pentru canal, deoarece aveam nevoie și l-am văzut și la ofertă și am zis că e roz și ador roz, așa că trebuie neapărat să-l cumpăr. Hai să-l... aici e el foarte ușor.
foarte cute, are și acesta. Aici se apasă. Se desface, uitați. Doar atât? E foarte... Și îl set cu așa și pac, poză. E foarte interesant și îmi place foarte mult. Așa? E foarte cute. Cum se pune așa? Deci avem și acest super selfie stick. Aici se apasă. O să-l bag și pe acesta. Așa. Nu o să mai stau să-l pachetez, îl pachetez. După. Avem și de la Sisei aceste super drăguțe șosețele. Avem trei perechi, uitați-le cât de cute sunt. Acestea simple, gri. Dar aceste alte două sunt super duper cute și o să le port foarte drăguț. Avem și o bluză, tot de la Sisei, mărimea S. Cred că vedeți și voi S-ul. Hai să-l luăm pentru că eu le urăsc chestia. Gata. E? Și o avem, iar uitați să cât de drăguță e și o să filmăm în ea normal. Deoarece de asta am și cumpărat-o. Ok, v-am arătat tot, dar pentru un bonus le-am desfăcut deoarece vreau să vi le prezint și să le și testăm în același timp. Așa că să le vedeți imediat. Le voi pune aici. Ia uitați-le. Stați așa că nu știu ce nu merge. Așa. Ia uitați cât de drăguțe sunt. Dar nu știu, cred că au ceva, nu știu. Da, ceva de la baterie, nu știu. Ok, gata. Nu știu, gata, ok. Ce dat. Ok, ce dat. Cred că au avut alte planuri. Și, deci, pe mine m-a stat curiozitatea să desfac, așa că mă voi chirui. Hai să le chirui. Ok. Haide, pe bune. Care-i problema acestei date? Ok, în sfârșit am desfăcut-o. Această carte costă în jur de 30 de lei. Ok. Am desfăcut-o și hai să vedem cum era utru. Aici avem mai multe cărți. Scrisă de ea. Sunt mai multe capitole. Și aici avem primul, așa arată prima carte. Și aici este cântecul pe note, nu știu, un cântec aici. Și așa arată fiecare pagină. O să citesc și o să-mi placă super mult. Hai să vedem câte pagini are. Are 391 de pagini și ia uitați cât de drăguță este. Este super drăguță. Ok. Deci o să încheie acest videoclip acum. Sper că v-a plăcut și nu uitați să dați like, subscribe și dacă doriți și un comentariu să-mi spuneți ce ați mai vrea să vedeți. Așa că ne vedem data viitoare. Pa! Subscribe!